Salut! Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de prezentări de public speaking aici pe canalul nostru de YouTube, unde eu vă aduc vouă cele mai importante elemente prin care voi să vă îmbunătățiți prezentările voastre publice, discursurile, toasturile sau ce mai vreți voi să țineți. Dacă n-ați făcut-o până acum, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, apăsați și pe clopoțel și hai să intrăm în subiectul pe ziua de astăzi. Data trecută am vorbit despre cum e bine să vorbești liber față de a citi de pe slide-uri, cuvânt cu cuvânt. Deja bănuiesc că unii dintre voi poate știați chestia asta, dar să știți că mulți nu o pun în practică, deși știu acest aspect, fiindcă slide-urile nu trebuie să fie instrumentul tău ajutător, ele reprezintă un instrument pentru public, pentru ca ei să înțeleagă mai ușor ceea ce vrei tu să le transmiți. Dar contează foarte mult și calitatea slide-urilor, să știți. Calitatea slide-urilor va face diferența între o prezentare bună, recepționată foarte bine, captivantă, atractivă și o prezentare în care oamenii se vor plictisi și își vor muta repede atenția către aspecte mai interesante din telefonul lor. Așadar, cum facem slide-uri atractive și ușor de urmărit pentru cei din public? În primul rând, cel mai important aspect, simplitatea, da? Simplitatea primează atunci când e vorba de slide-uri. Slide-urile trebuie să fie cât mai ușor de urmărit, cât mai simple, cât mai aerisite. Nu trebuie să aibă foarte multe informații, nu trebuie să fie foarte mult text, nu trebuie să fie foarte multe poze îngrămădite. Nu trebuie să aveți toată informația pe care voi o spuneți pe slide-uri. Așa cum v-am spus și în prezentarea trecută, nu trebuie să citiți de pe slide-uri, așa că nu e ok să aveți toată informația pe care voi o spuneți pe slide-uri. N-aveți de ce să faceți asta. Dacă faceți asta, înseamnă că de fapt vă acoperiți fiindcă nu știți conținutul. De multe ori se întâmplă treaba asta. Încercați pe slide-uri să aveți cât mai puțin text și textul care e pe slide-uri să fie doar cel super esențial, adică eliminați toate cuvintele de legătură, n-aveți nevoie de narațiuni pe slide-uri. Nimeni nu stă să citească povești pe slide-uri, da? Doar niște cuvinte care să scoată în evidență anumite lucruri extrem de importante. Narațiunea și povestea o veți face voi în interacțiunea directă cu publicul. Pozele sunt importante, fiindcă aspectul vizual este cel care primează într-o prezentare PowerPoint, de exemplu. Da, e mai important să ai câteva poze interesante, captivante, frumoase, decât să ai text. Textul plictisește, să știți. Voi o să vorbiți oricum, așa că nu aveți nevoie de text prea mult pe slide-uri. Iar pozele pe care le puneți trebuie să aibă, bineînțeles, legătură cu subiectul normal și voi veți vorbi pe lângă pozele respective. Puteți să folosiți și videouri, puteți să folosiți și gifuri, orice înseamnă vizual care e ușor de urmărit, va fi un atu pentru voi în captarea atenției publicului. Și încă un aspect. Atunci când folosești text, chiar dacă e puțin, încearcă să fie text mare, cu fonturi clare și să ai contrast bun cu fundalul din spate. Încă un aspect important de care voi trebuie să țineți cont este să nu faceți toate slide-urile la fel. Oamenii se plictisesc dacă toate 10-20 de slide-uri sunt la fel toate ca design. Încercați să schimbați ceva, încercați să le faceți diferite, să nu plictisiți. Dacă în orice lucru, nu nimic aliniar, nu o să mențină atenția. Trebuie tot timpul să aveți spike-uri, slide-urile să se schimbe, să fie diferite tot timpul, ca să mențineți atenția. Ceea ce voi trebuie să rețineți din acest video este ca slide-urile voastre să fie cât mai aerisite, cât mai fresh, cât mai simple. Simplitatea primează. Rețineți acest aspect. Asta a fost pastila de public speaking. Asta a fost pastila de public speaking pe ziua de astăzi. Nu uitați, dacă nu v-ați abonat până acum, apăsați subscribe, apăsați și pe clopoțel, intrați și pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul oficial unde găsiți toate activitățile noastre. Până data viitoare, eu vă salut!